sponsorizată de Palace Mall. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la o ediție de colecție deschis la distracție! Și bineînțeles, un spectacol de varietăți deosebit. Ei bine, alături de noi, observați și trupa The Sky și coregraful Adrian Ștefan, care ne introduc în atmosfera teatrului de revistă. Și pentru că astăzi o să vedeți multe, multe surprize, credeți-mă, v-am pregătit ceva uriaș. Așa că, doamnelor și domnilor, să dăm drumul la distracție! We'll be right back.
Așa cum v-am promis, doamnelor și domnilor, un adevărat spectacol de varietăți. Ați urmărit trupa The Sky și coregraful lor Adrian Ștefan. Ei bine, acest spectacol nu poate să înceapă fără protagonistul principal, nu este așa? Iar noi avem onoarea să-l avem invitat oprindu-se din drumul lui de la Dolhasca pe calea Victoriei, pe maestrul Alexandru Arșinel! Se trăiți! Un invitat special adus cu un taxi inteligent de Căpșunica. Vă mulțumesc foarte mult pentru palmele oferite, într-adevăr un public entuziast la Iași. Mă uit la această clădire superbă și mi-aduc aminte că pe aici cândva trăgeam cu arma. Era un poligon de tir sau cam așa ceva. Bine ați revenit la Iași. Nu nimeream niciodată, cred că de data asta am nimerit. Dați să vă pup, vă bucur mult că sunteți alături de noi. Vă rog să luați un loc. La Iași ați revenit în orașul copilăriei și a tinereții dumneavoastră. Da. Știu că ați locuit în Iași din clasa a patra, da, până prin 1958? Până în 58, când m-am mutat în București. Mi-aduc aminte de clasa a patra, eu veneam de la Dolhasca, nu știu dacă ați auzit. Localitate celebră. Aici, în Moldova, nu știu dacă ați auzit, zise maestru. Și după ani de zile, apărând la televizor un amic de-al meu, Cojucaru, îi spunea soției, zice, ăsta e ăla care a venit în clasa a patra și nu știa tabla mulțirii cu 5. Între timp m-am pus pe carte, am făcut o școală tehnică de construcții care era în localul Liceului Național. Bă, dar stați ca să ne ajungem până acolo, să o luăm cu începutul, să vorbim, am sărit peste repede. Copilărie, da, și e păcat. Vreau să-i termin repede. V-ați născut în Dolhasca. Și ați copilărit acolo până în clasa a patra, mai ales în perioada aceea a războiului. Ba, am apucat și războiul, am apucat și refugiu. Cum a fost copilăria dumneavoastră, maestre? Eram acea generație de copii care ne-am jucat sau ne-am petrecut jocurile prin tranșee. Toată România era brăzdată. Deci sunt adevărate acele povești a bunicilor noștri. Da, bineînțeles, totul e adevărat din perioada aia. Era perioada secetei, a păduchilor, a mizeriei, a râiei, a foametei și așa mai departe. Câți copii? Câți frați? Trei am fost, am rămas doi. Deci doi bărbați, doi băieți și o fată. Sora dumneavoastră locuiește în Iași, da, de altfel. Da. Lângă grădina Copou, acolo unde am copilărit sau am întinerit pe acolo. Acum nici nu mai țin minte câți ani. Acolo ați făcut grădinița, clasele 1-4 și apoi ați venit spre Iași. N-am făcut niciodată grădiniță. Cum am venit din refugiu, am intrat direct în clasa 1. Pentru că părinții mei nu știau cum să scape de mine. Și atunci m-au dat la 6 ani la școală. Dar uneori am unele lipsuri și mă simt și handicapat din cauza asta. Că pentru n-am făcut, că n-ați făcut grădinița și n-am intrat din clasa, în clasa 1 la 7 ani de zile. Și din clasa a patra v-ați mutat la Iași. La Iași. Ce a însemnat pentru dumneavoastră venirea în orașul celor 7 colini? În primul rând m-a speriat orașul. Crescut într-un sat cu clădiri numai de un singur nivel. Așa. Am ajuns aici să văd tramvaile umblând, trenul umblând pe stradă. Asta în mintea mea era că tramvaile era trenul care trecea prin fața casei mele la Dolhasca. Au însemnat clădirile înalte, acomodarea. A fost și perioada în care, pe bune, m-am apucat să învăț ca să nu mă fac de râs. Tot în clasa a patra ați intrat prima oară într-o sală de teatru. Până atunci nu mai văzuseți ceva. Într-o zi a venit la școală în vizită o mare actriță a României, a Iașului, soția marelui actor Miluță Gheorghiu, regretata doamnă Margareta Baciu. Și care ne-a invitat atunci la Național și am văzut o feerie
un basm la Naționalul din Iași. El era primul spectacol pe care îl văzusem și contactul în viața mea. Cu o sală de teatru, pentru da, că și contactul cu o sală superbă de teatru, adică... Mai țineți minte cum se chema acea feierie? Nu, nu, țin minte numai un refren. Trei portocale am văzut, trei portocale am mâncat, ceva în genul ăsta. Mie totdeauna mi-a fost gândul la mâncare și cu asta mi-a rămas în minte, cu portocale. Mai târziu, peste ani, ați făcut și figurație în Teatrul Național Vasile Alexandrei, pentru că ați fost coleg de spectacole cu maestru Petrică Ciubotaru, care este și, actor la teatru din Iași acum. Petrică, ne-am întâlnit la Naționalul din Iași. La Naționalul din Iași am intrat printr-o întâmplare, pentru că nu intrasem la construcții, am căzut prima dată și taică-miu, care nu vrea să mă țină acasă, a zis că mă face lăcătuș, mă duce la gară. Mi-a băgat o biserică, un Dumnezeu, într-o dimineață, m-a luat păsuri și m-a dus la gară. Și acolo întâmplarea a făcut să se întâlnească cu un coleg de-a lui care lucra la Naționalul din Iași. Așa. Și a zis, da, de ce nu-i dai voie să vină să facă figurație la Național? La Național! Derbedeu. Lasă mă trăini că câștigă și acolo un ban. Cât câștigă? Păi cam atâta. Atunci e mai bine ca la CFR. E mai bine ca dincolo. Acolo. Da. Corect, dar... Și așa am ajuns la Național să fac figurație. Și stând de vorbă cu băieții de acolo, că eram vreo 20-30 de lei, 30 de băieți. Lei în toată firea, leu? Da, vezi că din când în când, la vârsta mea, mintea îmi scapă spre bani. Până la Teatrul Național, să ajungeți dumneavoastră în figurație, cum v-ați hotărât să plecați să dați la teatru, la București? Asta e curiozitatea. Da, deci și în 58, văzând pe... prietenii mei din Corpul de Figurație a Naționalului, că toți erau cu poezii învățați, zic, la ce dați? La teatru. Și la ce se învață? Păi se învață la română, înveți niște poezii, nu, da? Matematică se face, nu. Fizică se face, nu. Bine, atunci dau și eu la teatru. Acolo e de mine, asta. Așa am făcut și eu mai interesant. Așa am ajuns să obțin banii de tren, să mă duc să dau examen la Institutul de Teatru. Cu o lună înainte de examenul de la construcție de la construcție. Asta a fost și noroc, cum povesteați dumneavoastră mai devreme. Așa mi-a dat drumul de acasă, că altfel nu-mi dădea drumul. Ca să vă spun de ce, doamnelor și domnilor, că bunicul maestrului și tatăl maestrului făceau carieră în construcții și normal că și-au dorit ca și băiatul să continue această carieră. Numai că se pare că băiatul a fugit la București și s-a înscris la Institutul de Teatru. Am reușit, am fost singurul atunci din Corpul de Figuranți ai Naționalului care a intrat. Dumneavoastră ați fost acolo coleg, inclusiv cu Constantin Popa, coleg de an. Cu Costel Popa, cu o generație de actori excelenți. Fostul nostru profesor la masterat în Iași. Da, Costel, de care mă leagă o mare prietenie, făcea multe seri împreună la institut, cântând pe două voci. Costel a avut, dincolo de calitatea lui de scriitor, de critic, de poet, de profesor, individ cu structură intelectuală, a avut un glas superb și în seriile care le petreceam împreună, cântam de multe ori diferite melodii. Actualmente aproape jumătate din familie, aș putea să spun, că o aveți în Iași, pentru că sora dumneavoastră locuiește aici, da. Aveți verișori, aveți nepotul meu, alți strănepoți din partea nepotului meu. Ei bine, vroiam să vă mai întreb ceva. În 2012, ca să revenim așa în zilele noastre, ați scos o carte. Da. O carte biografică, i-aș spune eu, de la Dolhasca, da? Localitatea unde v-ați născut. Alexandru Arșinel de la Dolhasca pe Calea Victoriei. Acolo unde funcționez la Teatru Constantin Tănase ca interpret și ca director, manager Tudor, de teatru. Tudor, ia aduc cartea, ai vină puțin. Păi asta ai încercat să o studiez, dar eu de obicei încep cu cărțile de la final. Dă-mi o secundă. Te uiți la capitole. Mă uit la poze, că având în vedere că eu sunt din apropierea de la Dolhasca, de lângă Dolhasca. 24 de kilometri. Cam așa e, de la Pașcan până precis. La... Și am văzut câteva poze superbe. Ce mai face doamna Stella Popescu? Stella e foarte bine și regretă că n-a putut să vină astăzi. Vă transmite salutări, că vă iubește. Câți ani s-au împlinit de când dumneavoastră și doamna Stella formați un cuplu pe scenă?
Suntem din 78, deci 78. Sunt 36 de ani. Doamne Dumnezeule, o viață de om extraordinar. Cel mai longeviv cuplu din istoria teatrului de revistă. Oare noi, Vlăduț, oare pe când? Este vreo 40 de ani să ne vedem. Măcar să, la cât de stresați suntem. Ce faceți, un cuplu? Măcar să apucăm. Din când în când ne mai plictisim. Să apucăm măcar vârsta de 38 de ani. N-am știut de unde am intrat, mă rog. În prezent, maestre, sunteți directorul teatrului de revistă, da, Constantin, da, Tănase. Da, da, de vreo 18 ani. E frumoasă dacă ți-e drag să o faci. Și mai aveți timp și dacă iubești genul și teatru pe care te-a slujit și pe care îl slujești. Mai aveți, deci, timp și de spectacole? Păi joc aproape seară de seară. Dublu rol. Da. Da, și în niciunul nu sunt mincinos. Da, da. Anul trecut ați avut o intervenție chirurgicală, o operație de care știu că mi-ați spus mai înainte de emisiune că nu prea vreți să vorbim. Noi nu o să dezbatem acest subiect, vreau doar să vă întreb cum vă simțiți după operație. Se întâmplă la un moment dat că încep să plătești tribut unei angajări totale în a-ți face treaba bine. Și de multe ori neglijez unele semne care ți aduc aminte că din când în când trebuie să te mai uiți și în buletin. Și așa am început de vreo 3 ani de zile cu operație de paratiroidă, după aia operație de hernie de disc, având însă o suferință foarte veche, de peste 40 de ani, renală. Am fost fabricant de pietre la rinichi, având vreo 30 de crize renale. Aceste crize mi-au deteriorat rinichiul și am ajuns anul trecut, în primăvară, să am o funcționare a rinichilor cam de 90%. Ceea ce e foarte, foarte ceea puțin, ce era, într-adevăr. Minim. Imediat momentul trecerii la dializă. Dializa care mă scotea definitiv din circuitul muncii mele. Ceea ce noi românii, doamnelor și domnilor, n-am fi permis. Și atunci am început să bat pe la uși. Eram înregistrat în evidența Spitalului Davila de peste 40 de ani. Și așa am ajuns la mâna lui Dumnezeu, ca să zic așa. Dacă mi-ați povestit că au fost niște doctori excepționali. Profesor lui Lucan de la Cluj, o echipă de medici excepționali. Aș vrea, printre altele, să vă întreb despre proiectele dumneavoastră de viitor. Mi-ați spus că veți avea o toamnă aglomerată. Deocamdată am redeschis stagiunea estivală la grădina de vară Herăstrău, unde avem premieră Hohote în Herăstrău. Aici am avut norocul unei colaborări, într-un fel sau altul, salvatoare, pentru că în activitatea noastră, dacă n-am reușit să cooptăm unii oameni binevoitori, unele firme binevoitoare, ca să putem să ne realizăm munca, pentru că nu sunt bani. În toamnă, în august, cred că o să plec câteva zile în concediu, iar în toamnă am un turneu la începutul septembrie, de o săptămână, în Canada, Montreal și Toronto. Toronto, Canada, nu vă sunt deloc străine, da, mergeți des. Da, în octombrie un turneu în Israel, unde voi merge cu tot teatru sub patronajul primarului general al capitalei, iar în noiembrie un turneu cu teatru național radiofonic din București sub bagheta regizorului Dan Puican în Elveția, la invitația ambasadorului de acolo, cu un spectacol care l-am purtat în peste 30 și ceva de țări, Caviar, Vodka și Bye-Bye, a regretatului dramaturg Astalos. O toamnă plină de evenimente, un final de 2014 și de Crăciun, aglomerat, dar și frumos. De Crăciun am să mă duc la Sinaia. Frumos. Acasă. Este momentul să vă ascultăm cântând și nu spun asta întâmplător, pentru că știu că dumneavoastră ați și compus unele din piesele pe care le cântați cu atâta dragoste. Am îndrăznit. Și chiar am fi foarte curioși să ascultăm astăzi piesele dumneavoastră, compuse de dumneavoastră și interpretate, și cântate. Și onorați, de altfel. Corect. Mulțumesc frumos. Putem începe? Dacă îi dă drumul. Să nu așteptați, sau să nu vă așteptați să mă mișc prea mult, pentru că încă sunt cu brâul la... Alexandru Arșinel, doamnelor și domnilor, ne încântă!
Te-am întâlnit un colț de lume și de seară. Ne-am cunoscut și nu știam nici noi ce va urma. Mi-ai fost atunci și mi-ai rămas o primăvară. Chiar dacă toamna a bătut la ușa mea, mulțumesc că te-am găsit, drumul meu neocolit, visul meu nedormit ca o iubire. Mulțumesc că mi-ai rămas și tăcere, dar și glas. Și când te caut, simt că ești aici. Am regăsit întotdeauna lângă mine. Când am strigat, ai fost mereu aici într-un minut. Și m-ai salvat când mi-a fost rău și mi-a fost bine. Iubirea mea care a venit și n-a trecut. Mulțumesc că te-am găsit, drumul meu neocolit, visul meu nedormit ca o iubire. Mulțumesc că mi-ai rămas și tăcere, dar și glas. Și când te caut, simt că ești aici. Mulțumesc că te-am găsit, drumul meu neocolit, visul meu nedormit ca o iubire. Mulțumesc că mi-ai rămas și tăcere, dar și glas. Și când te caut, simt că ești aici. Mulțumesc că te-am găsit. Mulțumim frumos că ați venit la Iași, maestre. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumim pentru îndrumările la modulație, la dele, la dele. Corect, 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 corect. Mergem mai departe, mulțumesc, dragi prieteni, cu surprize. Maestrul Arșinel este aici. Ei bine, dacă ne-ați povestit, maestre, de doctori minunați cu care ați intrat în contact și pe care i-ați întâlnit la Cluj, vreau și eu să vă fac cunoștință astăzi cu un doctor cu care Iașul se mândrește. Este, să spunem, șefa clinicii de chirurgie plastică și reconstructivă de la Spitalul Copiilor, salvează multe, multe vieți și este buna noastră prietenă, Sidonia Susanu, reprezentant Susanu Clinic. Româna Sidonia, bine ai revenit la noi, domnul Arșinel. Mă bucur că vă cunosc și că vă întâlnesc. Este o onoare pentru noi să fiți aici în seara aceasta. Și eu. Mulțumesc. Te rog să iei un loc. Noi vorbeam mai devreme cu maestrul despre acea intervenție chirurgicală, operația, respectivă anul trecut, da? Primăvara anului 2013. Da, da, da. Și știm că în urma unor intervenții chirurgicale de acest gen rămân cicatrici. Și aș vrea să punctăm acest lucru, știu că voi aveți tehnici prin care putem să facem să dispară aceste cicatrici. Și în primul rând, ce e o cicatrice? Ca să definim termenul cicatrice. A fost mai mult o operație estetică interioară. Adică mi-au corectat pozițiile unor organe în așa fel ca să mai pot funcționa. Da. Fără silicone, fără... Corect. Ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat, pentru că inclusiv chirurgia estetică, făcând o paranteză la ce ne-a întrebat Vlad, chirurgia estetică este de fapt o chirurgie a frumosului și nu se poate frumosul să fie fără funcție. Și atunci, prima dată, normal, trebuie să reglăm funcția. Da.
Iar ce m-ai întrebat tu, Vlad, este adevărat și mai ales în chirurgia plastică reconstructivă, în perioada imediată după un accident primează reconstrucția țesuturilor, a funcției, să facem mâna să funcționeze, să facem organele să-și îndeplinească rolul lor. Dar în mod paradoxal s-a constatat că după o anumită perioadă de timp pacientul este îngrijorat în ceea ce privește ceea ce se vede la suprafață și de aici... Partea estetică. Da, și e important, mai ales pentru un artist. Mă gândesc, maestre, pentru că suntem în lumina reflectoarelor. Cicatricile sunt vizibile. Corect. Dar în general fetele, domnișoarele, doamnele în general țin foarte mult la aspectul exterior al corpului și am și o colegie de ale mele care dacă nu mai se zgârie un pic și rămâne puțin semnul, sunt disperate. Maestre, dar chiar și dumneavoastră, cine știe când vă arătați acea parte a corpului într-un spectacol? Nu, cam de un an de zile mi-e frică să mai arăt ceva. Am înțeles. Ei bine, Sidonia, cum ascundem practic o cicatrice? În primul rând ar trebui ca fiecare dintre persoanele care au parte de o intervenție chirurgicală să accepte că acest proces de reparare a unei cicatrici durează un an de zile minim, chiar la copii un an jumătate, 2 ani. Cicatrizarea este practic încercarea organismului de a închide o gaură la propriu și, din păcate, va rămâne un semn vizibil pentru toată viața, care nu poate fi îndepărtat complet niciodată, dar partea bună este că poate fi foarte mult ameliorat, foarte mult făcut să semene cu un țesut normal și pentru aceasta există și procedee chirurgicale, dar mai ales procedee adjuvante prin care se poate repara un țesut sau se poate face ca o cicatrice să arate cât mai natural. Eu am exact un an de zile de când încerc să închid o gaură. Exact de la operație. Aproape un an de zile. Este o gaură prin care s-a scos unul din furtune, o gaură în burtă, și care n-a fost cusută niciodată, nu e voie, și se așteaptă așa, dau cu un praf din ăsta de, nu știu cum să numesc, cu bât. Numai atât, se dezinfectează. Facem un tatuaj, maestru. Da. Nu, bun, care există... nici acum nu închis, și aici am un bandaj. Există foarte multe modalități de a se închide o gaură. Asta mi-a spus cel puțin de la Cluj. Bun, să nu folosesc alte unguente. Depinde foarte mult de cauza pentru care gaura uneori se lasă intenționat deschisă. Am făcut și diabet după operație și se pare că și diabet întârzi într-o oarecare măsură. Întotdeauna. Bun. Dar sunt pe care gaura aia a ajuns o găurică mică de tot, dar nu am voie să o las încă liberă. Da, cu siguranță în scurt timp se va închide. Există foarte multe modalități acum, de la factori de creștere locali, inclusiv insulina este considerat un factor de creștere cu acțiune locală. Există o metodă foarte nouă de vacuum assisted closure, închiderea rânilor prin vacuum, care practic produc țesut și stimulează formarea de epiteliu și închiderea găurii respective. Să-mi lăsați numărul de telefon. Să-mi spun acum 0740. Mulțumim frumos doamnei doctor Sidonia Susanu pentru informațiile prețioase. Noi o să continuăm discuțiile și după emisiunea Deschis la Distracție. Maestre, vreau să vă mai spun ceva. Noi ne-am chinuit foarte mult. Ia zi. Iar ai dat comandă. Asta e, stai, ai răbdare. Nu divulga surpriza, că ne-am chinuit doamnelor și domnilor foarte mult să aflăm ce îi place maestrului Arșinel să mănânce. Mâncarea lui preferată. Cam greu, că avea multe opțiuni și n-a fost foarte, foarte greu. În schimb, am aflat că maestrului îi plac foarte mult plăcintele moldovenești tradiționale, poale în brâu. Corect? Așa e. Tu deja salivezi. De pe acolo, de pe sub frac. Maestre, da... Știți cum am aflat? Ne-au spus niște prieteni foarte buni de-ai dumneavoastră din Iași, cu care ați mers dumneavoastră în multe turnee prin toată lumea. Nu vă spun mai multe, stați puțin așa, da. O să aflați imediat despre ce este vorba, numai că până una alta să vină surpriza. Dacă maestru vrea poale în brâu, să vină poalele în brâu! Și doamna Butnaru, prietena noastră! Haideți! Dați-mi voie că îi le dau. Să vorbiți dumneavoastră la microfon. Ce avem aici? Bine.
bine ați venit în Moldova, a dumneavoastră și a noastră deopotrivă. Plăcintele cele dorite de dumneavoastră, moldovenii întotdeauna le au. Și atunci, cu mari dragi pentru dumneavoastră. Și nu numai plăcinte, doamna Lucaru, nu? Și niște plăcinte sau ce sunt aici? Noi, ce mai aveți aici? Moldovenii sunt foarte pricepuți la, și au livezile bogate. Da. Atunci avem o dulceață de cireșe amare, albe. Albe. Wow. Și un compot tot de cireșe. De cireșe, da. Am înțeles. Sunt ale dumneavoastră. Și coșul. Luați la București, păi se poate. Cu tot cu... Tradiția e tradiție, inclusiv tricolorul. Îl pun eu aici, dacă îmi dați voie. Doamna Butnaru, vă rog să nu dispară. Stați acolo la măsuță, pentru că eu am mai pregătit câteva surprize domnului Iarștine. Și astea tot de dumneavoastră făcute. Astea tot de doamna Butnaru făcute. Vă invităm să gustați, dragi prieteni, de acolo. Doamna Butnaru stă mulțumim, în partea aia. Iar eu, maestre, am o întrebare la dumneavoastră. Cine credeți că a divulgat acest secret cu poale în brâu? Aveți trei încercări. Între prietenii de aici. Petrică Ciubotaru? Nu. Petrică Popa? Nu. Vă salut amândoi, de altfel am luat legătura cu amândoi. Mulțumesc. Și vă îmbrățișează cu drag. Domn Petrică Ciubotaru, mai ales vă spune că este foarte dor de dumneavoastră, îi pare enorm de rău că nu a reușit să vină, e la Vatra Dornei, dar vă așteaptă acolo în concediu. Și... și a treia încercare. Paul Babici? Paul Babici, a ghicit, maestră! Care este chiar acum invitat cu nostru împreună cu Giovanna Georgescu. Prieteni, bunii noștri prieteni, Paul Babici și Giovanna Georgescu, sărumâna. Prieteni de-ai mei din ilegalitate. Vă rog să luați cu un loc Paul aici. Paul am colindat aproape jumătate din Mapamond. Am fost cu el în turnee în Canada, în America, asta în vreau Europa, să spun și eu. Atât Israel. Cu Paul, dar și cu Giovanna ați colindat lumea asta. Da. Cine sunt mai mergea cu dumneavoastră? Paule, cine mai mergea cu voi în turneile acestea? Cei mai mari artiști din România în frunte cu Maestru Arșinel, Stella Popescu, Jean Constantin, Gheorghe Turda, Anca Țurcașiu, Marius Seicu. Avem și poze. Sandu de asta Abramovici. Dumneavoastră nu știați, maestre, vă rog să vă uitați acolo poze din turneile celebre. Uitați acolo o gașcă de prieteni. La din dreapta e Marius Seicu, dacă nu-l recunoașteți. Mi-a spus ca să vă spun, pentru că s-ar oftica să mă recunoașteți numai pe mine și pe el nu. Și Gabi Dorobanțu era pe acolo, parcă. Acest spectacol la Chicago. Giovanna, aș vrea să te întreb și pe tine, cum a fost să cânți alături de monștrii sacri ai României? De monștrii ăștia, de urâții ăștia. A fost un privilegiu, un mare privilegiu, am avut mare noroc, că ne-au iubit, că ne-au îndrăgit, dar pe lângă faptul că sunt într-adevăr monștrii sacri, sunt niște oameni cu totul și cu totul special. Deci, noi ne-am simțit ca într-o familie de fiecare dată în turnee și de aceea ne leagă o prietenie atât de mare și de lungă și suntem foarte fericiți că îi avem alături. Maestru Jean Constantin a fost cu dumneavoastră în turnee, regăsesc mulți prieteni dragi. Păi da, nu, era numai spuma. Pe unde, Paul? Pe unde ați fost? Canada, America? În toată Europa, cam peste tot unde se poate. Și unde sunt mulți români, în special. Despre Giovanna Georgescu, doamnelor și domnilor, aș putea să vă spun că a câștigat marele premiu al juriului la Festivalul de Romanțe de la Târgoviște. Iașul se mândrește cu așa o voce și mai mult decât atât, pentru că vreau să punctez un lucru foarte important. Maestre, n-am vorbit astăzi despre bunul dumneavoastră prieten din Iași, ce din păcate nu mai este printre noi, regretatul compozitor Titel Popovici. Un creator, un animator, un pedagog extraordinar, un om care a trăit prin muzică și numai pentru muzică. Eu știu că v-au plăcut foarte mult compozițiile lui și tocmai de aceea, pe lângă faptul că suntem deschiși la distracție, suntem astăzi și deschiși la surprize. Și alături de Giovanna am complotat așa, ca să vă amintiți de compozițiile ce vă sunt aproape sufletului dumneavoastră. V-am pregătit o melodie a maestrului Titel Popovici în interpretarea Giovannei Georgescu. Cine a intervenit, Paul? Am complotat așa cu toți. Amândoi, da, amândoi. Giovanna Georgescu. Se îmi spui. Îmi spui!
ce-ncântă, tu ești ultimul lac ce descântă, ești ultimul zâmbet și ultimul cuvânt când spui că dragostea ta sunt. Îmi place să număr stelele cerului și-mi place să spui tot ce-mi spui, tot ce-mi spui. E ziua și ultima noapte, tu ești drumul ce duce departe, ești ultimul vers de poemă și clipa atât de boemă, ești răul și ultimul bine, tu ești darul ce mi se cuvine, ești ultimul zâmbet de pe pământ, îmi spui că dragostea ta sunt. Mulțumim foarte mult, Giovanna Georgescu, pentru acest moment minunat, o piesă compusă de maestrul Titel Popovici. Doamnelor și domnilor, noi mergem mai departe cu alte surprize și am să te rog, Paul, să nu pleci nicăieri. Știi de ce? Pentru că dacă tu ne-ai ajutat să facem o surpriză, e bine, de data asta ți-am făcut și noi ție o surpriză și nu știai despre ce e vorba. Haideți cu mine, dragii mei de la Antena 1 Iași, pentru că aici avem o masă cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ouă și 11 roșii. Maestre, tot suntem în febra campionatului mondial, chiar în această seară se joacă finala. Și brazilienii au fost măcelăriți, n-ați fost de acord cu asta. Mi-a spus la un moment dat că nu era bine ce au făcut germanii, 7-1, nu? Prea mult. Prea mult. Trebuiau să se oprească la un moment dat. Haideți amândoi lângă mine, dacă sunteți drăguți. Dau chiar asta puțin mai încoace. Așa. Ei bine, Paul, cu ce echipă ții în finală? Germania. Aoleu, tu ești cu ăștia care au măcelării pe brazilieni. Perfect, Paleu. Germania. Atunci îți dau ouăle albe, știi, tricouri albe și maestre o să fiți cu roșiile. Ce facem? Facem în felul următor. Avem cuțite, avem boabe de piper,
avem și lingurițe de scobit. Trebuie să facem 11 jucători de fotbal de culoare roșie, din roșii, și 11 jucători de fotbal de culoare albă, din ouă. Trebuie să tăiați, aveți aici, trebuie, da, ouăle trebuie umplute, uitați, cu vinete sau cu pate, de asemenea roșiile, maestre, trebuie umplute cu... cu urtă sau cu ce mai vreți dumneavoastră, cu vinete. Putem să ne folosim de piper ca să le facem ochișori. Părul, avem aici pătrunjel, mărar. Spor la treabă, contra cronometru. Cine termină 11 jucători de făcut mai repede? Ei bine, câștigătorul este, să spunem, echipa care câștigă în finală la campionatul mondial. A început deja competiția. Vă rog să-i aplaudați, doamnelor și domnilor. Vreau să vedeți, doamnelor și domnilor. Și Paul Babici. Vreau să vedeți, doamnelor și domnilor, Vlăduț, tu ne-ai observat un lucru, câtă dexteritate are maestrul Arșinel cu cuțitul și cu mărarul acolo, adică... Consilierul este doamna șef. Butnaru, stai puțin, da. Doamna Butnaru. Da. Cum putem aici, că facem jucători de fotbal? Știu că ați făcut și dumneavoastră niște roșii umplute, la un moment dat. Ia uitați aici ce roșii au... A făcut eu, doamna Butnaru? Eu cred că v-ați inspirat ăsta de la ele. Ăsta e Neymar. Îl știți pe Neymar. E accidentat. N-a jucat la 7-1. Așa. Și ăsta, care-i făcut varză, e ăla, brazilian, care... Julio Cesar a primit 7 goluri. Dar vedeți cât de varză e. Așa. Vă rog frumos să-mi spuneți cu ce sunt umplute roșiile astea. În primul rând vreau să spun, cred că v-ați inspirat de la roșiile mele. Da, cred că a fost corect. Sunt o sursă de inspirație proiectul dumneavoastră. La țară știți cum, oile sunt, zarzavatul este, roșii în grădină. Femeile, gospodinii moldovenci, imediat au făcut niște roșii umplute. Și m-am gândit că-s binevenite le astăzi. Punem pe tăviță după ce le terminăm, Paul. Trebuie 11. Și atunci am fost și un pic ingenioasă și am pus eu o chestie care să atragă. Fapt care va inspira și pe dumneavoastră. A trecut și momentul de concurs. A trecut momentul de concurs. Se pare că Paul a fost mai rapid. Bine, dar și mai micuți jucătorii ăștia. Nemții ăștia sunt micuți, Paule. Și ai făcut și rezerve. Eu zic să-i dăm maestrului, pentru că dumnealui are doar 6 jucători acolo. Și o să-i mai dăm de la tine. Bineînțeles. Sunteți un gurmand desăvârșit, printre altele, nu? Aș vrea să vadă cineva din juriu. Adică eu nu mi-am bătut joc. Tai alea în două, pun niște fasoli. Aplauze pentru maestru. Uitați aici, Paul Babici. Observați, da? Am Paul decupat. Babici și roșiile. Haideți lângă mine, maestre, o secundă, dacă plus se de poate. Asta, plus de asta, n-a tăiat toate ouăle. Ei, acum mai am o singură rugăminte. Să-i așezăm. Trebuie să-i dați maestrului, pentru că avem terenul de fotbal. Vă rog să-i așezați, da? Portar? Fără portar nu se poate. Cu microfonul, vă rog. Fără portar nu se poate. Așa. Fără centru înaintaș. Așa. Fără doi stoper. Mamă, dar ce apărare are Paul, maestre, că am greu să-i pătrundeți. Și doi mijlocași care sunt și pe post de extrem. Folosiți spioni de la el? Nu. Nu. Perfect. 6 la 11 și câștigă maestru. Perfect. Păi dacă restul 5 au primit... Până la urmă tot Germania. Iar noi mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu alte surprize. Mare atenție, firma Ispal vă așteaptă în vara aceasta cu o noutate pentru clienți. Printuri pe mobilier este proiectul lansat de Ispal. Bineînțeles, dumneavoastră puteți să aflați toate aceste informații în expoziția mobilă la poarta fabricii. Iar mai multe o să aflați în următorul material. Thank you.
ne-am întors în platou și nu pot să nu remarc, maestre, că v-ați îmbrăcat foarte, foarte elegant astăzi. Ar trebui să vedem ce se poartă vara asta, maestre, și da. Nu putem da, să chiar mă aflăm toate aceste informații fără să avem un specialist aici de față. Și atunci am să o invit în scenă pe colega mea, Irina Stratulat. Irina. Bine v-am găsit, domnule Arșinel, mă bucur să vă cunosc și mă bucur că sunteți în mijlocul nostru la așa o veselie. Vedeți ce distracție este aici? Numai că v-au cam pus la treabă. Vă simțiți bine? Vă simțiți bine? Da. Irina, astăzi povestim despre un brand ce mă îmbracă și pe mine la fiecare ediție. Vlad, tu ai fost, eu sunt geloasă. De pentru ce? Că tu ai fost un alintat sezonul acesta deschis la distracție, pentru că ai fost îmbrăcat de acest brand. Îmi italian. Plac foarte mult, italian, sigur că da. Îmi plac foarte mult culorile. Îți stă foarte bine, cred că te și prind aceste și ținute. Și eu mă îmbrac adesea în cămăși albastre. Iar tocmai domnul Arșinel ne-a făcut această destăinuire. Vă simțiți bine, nu? Și în această cămașă. Da, da. Să spunem că sunt dintr-un material foarte bun, bumbac 100%. Da. Totuși noi preferăm preferăm bumbacul în continuare, mai ales când muncim așa mult, iar Vlad, după cum vedeți... Și bumbacul și cânepa și inul. Inul, pentru vară, da, dragilor, inul este. Hai să urmărim această prezentare și comentăm pe parcurs, doamnelor și domnilor, să intri băieți! Și fetele, și fetele. Mi-e dor de o cânepă. Aoleu! Ținutele magazinului Bulgarini sunt adresate atât bărbaților, dar și doamnelor, să vedem pe parcurs. Ceea ce este foarte curios, Vlad, eu nu știu dacă tu ai știut, nici eu. Azi am aflat că pantalonii, doamnelor și domnilor, sunt unisex. Wow. Așadar, dacă vă cumpărați o pereche de pantaloni de la Bulgarini, cine se scoală primul dimineață, pune mâna pe ei și poate pleca de acasă liniștit. Iată, modelul pe care îl vedeți pe domnișoara se găsește în toate mărimile. Poate fi purtat o zi eu, o zi tu. Eu aș prefera când mă scol dimineața să pun mâna pe pantalonii ăștia. Dar să fie, da. Și să arate, nu? Așa cum arată, cum arată acum. Iată o ținută de zi foarte frumoasă. Vorbim de acest bumbac foarte răcoros. Spuneam că pantalonii nu numai că sunt unisex, deci îi găsim atât pentru doamne cât și pentru domn, dar sunt și în toate culorile. Vă rog să remarcați această combinație de verde. Verdele acesta de vară este extraordinar. În combinație cu maro. Domnilor, după cum vedeți și am mai spus-o, vara purtăm mocasini, pantofi, cam salt anatomia fără șosete, da? Mai curajos, mă băiete, mă, drept, așa, păi se poate. Fără șosete. Vă rog să remarcați și bretelele care tocmai au trecut. Vreau să vă spun că aceste eșarfe, curelele, care sunt din material textil, dar au și un fir elastic, se potrivesc de asemenea atât pentru doamne cât și pentru domni. Nu au nici găuri, deci le puteți folosi pentru orice mărime. Acesta este un mare avantaj, domnule Arșinel, când căutăm cu mare drag prezintă domnișoara mărime de și nu găsim. Da, da. Iată că la Bulgarini am rezolvat și această problemă. Iată-l și pe George, Vlad. Da, într-adevăr, arată și ținute, ca un italiano ce ne duc gândul la mare, la vacanță, ceea ce are și domnul Arșinel de gând să facă în următoarele săptămâni, să-și ia vacanță. Pentru vacanță sunt niște ținute extraordinare și pentru că vorbeai, iată, trecem la ținutele de vacanță. Domnilor, îndrăzniți să purtați această culoare, care în această vară este un must-have și pentru toamne de asemenea. Cămășile imprimate cu floricele foarte mici. Iată și o ținută. Și ăștia tot unisex sunt de Irina. Da, exact, exact. Stau să mă întreb oare când un designer o să facă o fustă unisex. A, să știi că nu ești departe, pentru că se poartă fusta pantalon. O pot purta atât doamnele cât adică și... Adică eu pot să port o fustă pantalon. Exact, de ce nu? Pun niște sandale, îți faci o codiță, un papion și de acolo ești. Asta cine să are? Adică? Că și accesoriile sunt de la Bulgarini, într-adevăr. Curelele, curele foarte interesante și elastice. Și să mai spunem, Vlad, un lucru, pentru că lumea mă întreabă de multe ori după emisiune. Domnilor, găsiți până la XXXL.
și doamnelor, da? Deci este o mărime generoasă, așa că puteți să vă simțiți bine în vacanță, să mâncați ceea ce doriți, veți încăpea în ținutele bulgarinii. Corect, găsisem tot felul de cămăși interesante astăzi, domnul Arșinel, da, domnule Arșinel, da? Da, da, da. V-au plăcut, da. Și imprimeurile sunt discrete, sunt mici, dar veți găsi și imprimeuri curajoase pe motive... Și ce-i foarte interesant florale. Este că nu sunt ținute numai pentru domni și pentru doamne, ci și pentru copii. Iată-l pe Ianis. Vă observați pe Ianis Litcăneanu aici, cum prezintă. Într-o combinație sublimă, este vorba de această culoare de nisip în combinație dar cu albastru. Dar nu e singur, vedeți și Edi, cât de fashion alături. Este astăzi. Dar vă rog să le admirați și părul care a fost... făcut într-un mod cu totul Ianis. Și cu totul deosebit astăzi. Eșarfa, papionul lui Ianis, cureaua, toate accesoriile și... sunt de la același brand. Și pe partea cealaltă. Da, iată viitoarele noastre modele, manechine. Pe mine mă aplaudați, nu? Doamnelor și domnilor, ați urmărit o prezentare bulgarinii. E momentul să intre toate modelele așa într-un manej de final. Să le mai vedem o dată. Puteți să și dansați, băieți și fete, dacă aveți așa o smooth în voi, nu? Yo! Răzvane! Ce mă oră aici, mă. Doamnelor și domnilor, ați urmărit o prezentare asigurată de brandul Bulgarini din Julius Mall. Hairstyling-ul modelelor noastre a fost asigurat de Estet Coiffure, make-up-ul Ana Maria Țurcanu și The Makeup Academy, iar modelele au fost asigurate de agenția First Model și Alina Nechifor. Mulțumim foarte mult, Irina Stratulat, ai lângă noi. Da, așa? Vreau și eu să mulțumesc astăzi pentru hairstyling, ca de obicei, Dona Carina. Mulțumesc foarte mult. Dragilor, în partea dreaptă vă puteți retrage, luați-ți și pe cei micuți. Vlăduți, aș vrea să mulțumesc și eu astăzi pentru vestimentația trupei de la doamnelor și domnilor, de la Vladini Baba, direct din dormitor. Mulțumim din suflet. Da, ne-am distrat, am prezentat și modă, am învățat și ce trebuie să purtăm în această vară minunată. Iar acum mai dezvălui un secret. Domnul Arșinel, știu că aveți 3 nepoți, corect? Da. 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 Și știu că pentru fiecare ați compus câte o melodie. Da. Noi am vrea să ne cântați una dintre ele. De fapt, noi o avem pregătită cumva, potpuriul pentru unul din nepoții dumneavoastră. Și ne-am bucurat foarte mult dacă puteți să ne o cântați. Pentru astăzi. Toți trei. Pentru, e o melodie pentru toți trei. Pentru, este un potpuriu. Din fiecare melodie am ales câte o bucățică. Deci este trei, nu este numai una. Trei în unu. Este trei melodii pentru că este trei nepoți. Este trei nepoți. Este unul singur, Alexandru Arșinel. Adrian Rareș și Maria. Să vă trăiască! Se face lumea mai frumoasă, copiii se transformă în prinți și vin prințesele acasă. Să doarmă dulce și cu minți. Și atunci când tu zâmbești în somn și râzi cu îngerii cerești, mă simt neîncoronatul domn al țării tale din povești. Ne-ai adus în casă speranța, bucuria. Îți mulțumesc frumoasă, îți mulțumesc Maria. Tu mi-ai înscris pe frunte o clipă veșnicia. Îți mulțumesc frumoasă, îți mulțumesc Maria. Doamne, cum să-ți mulțumesc?
că trecând prin anii grei, m-ai făcut să-mi retrăiesc viața prin nepoții mei. Amândoi sunt bucuria ce mă face fericit. Ce frumoasă ești, Maria, Tudore, bine ai venit. Parcă-mi dau viață când mă uit la ei, și ca să-mi dai dovadă că existi, păi, Doamne, oameni, că nepoții mei, și dacă poți, păi și puțin artiști, să vină amândoi pe îndelete, cu glasul de cristal și clopoței, să stea la rând la casa de bilete, să-ntrebe dacă Jacques Archimel. Tu, Marlena, i-ai văzut, ții minte ce ți-am spus eu, că prin cei ce s-au născut bunicii trăiesc mereu. Sunt copiii noștri toți, Doamne, asta-i lumea lor. Dă nepoților nepoți și vom fi nemuritori. Dă nepoților nepoți și vom fi nemuritori. Îl bătrân care sunt eu, parcă-și strigă bucuria, că-s aici în jurul meu Rareș Adrian Maria. Totu-mi pare minunat și-mi spun cu mintea trează, poate nu s-a terminat, poate încă mai urmează. Poate nu s-a terminat, poate încă mai urmează. Mulțumim foarte Mulțumesc. Mult pentru încă o Mulțumesc. Piesă minunată, domnule Arșinel. Iar acum, Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, după ce am mâncat bine și ne-am și distrat cu burțile plinuțe, eu zic că e momentul jos. Să facem și puțină mișcare. În schimb, dumneavoastră, dacă n-ați mâncat, eu zic că nu vă mai implicăm să faceți mișcare aici. Nu, numai la mișcare să nu mă pui. Asta. Dar în schimb, să știți că îi pun la mișcare pe colegii mei de la Club Moving și pe prietenii mei, trupa Cross Media. Să intre Club Moving, ce au pregătit o surpriză așa, ca într-o duminică. Când ne trezim, ne revenim și suntem gata de mișcare. Irina, colega mea, ea bate palma. Te pup, Irina. Avem ce treabă, faceți? Nu? Facem puțină mișcare. Cum se cheamă exercițiul? O să facem o mică demonstrație de fitball. Fitball. Aceste bile uriașe se cheamă fitball. Hai, dragilor. Haideți. Mai avem bile în plus? Nu, n-avem. Astăzi nu? N-avem nu. Astăzi. Nu, Tibi, stai nou, că nu furăm azi. Nu, că nu de alta, dar să nu se te pună plăcintele, domnule Pletea. Păi nu, că deci eu faci cât faci, la un moment dat îi faci semnul ăsta cu pălărie, știi? Ca să fac și eu mișcare. Adică Club eu... Moving, mișcare, aplauze! Mulțumim. Pas lateral. Sunt partenerii noștri, mergem la usta. Flexăm ușor. Foarte bine. Mai tare muzica. Exact. Chiar mai tare. Întind brațele, răsucim. Să se audă până la Pașcanu. Exact. Răsucim. Foarte bine. Abdomenul 2 3 6 7 8 coboară 3 4 6 7 8 trag de abdomen, da? 5 foarte bine. Menții fața, dar fii ce zic. Brațul întins, abdomenul coldat. 2 3 4
5, 4, 3, 2, sus. Ridicăm genunchi la piept. 1, 2, 3, 4, bărbia în sus. Expir. Încă un 4, 3, 2, 1, coboară mingea față și zică. Mențin, pulsăm, 1, 2, brațele întinse, trag de spate, 4, 3, 2, mențin, pandă, stâng, 3, stâng, mișcăm puțin mingea, între înainte și foarte bine. Încă puțin. Mențin dreptul, pulsăm. 1, 2, 3. Împing mingea partea opusă. Încă puțin. Mențin. Ne sprijinim. Flexăm, întindem. 1, 2, 3, 4. Expiră. 5, 6, 7. Schimbă. Tur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, încă 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mențin, cobor, sus. Strângă abdomenul, 4, 3, 2, 1, sus. Arduim, ne așezăm pe spate. Stăm acolo. Brațe la ceapă, expiră, inspiră. Pletea unde e? A plecat. Când a auzit de mișcare, a luat-o la fugă, așa e? 4, 5, strângem abdomenul. 6, 8, întind brațele. O fată 1, foarte frumoasă, vină puțin. 2, domnul Pletea. 3, haideți, hai mai face schimb de locuri, da? 6, pentru o poală în brâu. 7, da, o menținem. Foarte mai avem bine. Una, o ținem pentru tine. 4, 3, 2. Hai că ăsta e simplu, da? Stăm pe spate. Foarte. Vă rog bine. Să-i aplaudați pe prietenii noștri de la Club Moving, doamnelor și domnilor, pentru o sesiune de fitness, ce este mult. Foarte necesară în fiecare dimineață. Cum spunea și maestru, așa măcar în tren să o facem și tot e important. Și plăcinta unde e? Alo? Băi, Vladini. Plăcinta, alo, te faci că nu plăcinta, mă uit. Plăcinta, stai puțin, îți spun imediat, da? Fii atent. Yeah. Ești atent, da? Sunt. Ne întoarcem imediat după ce vedem ce face Irina într-un material stil de viață. Dragă Vlad, eu am venit aici să beau o cafea, dar m-am răzgândit pentru că am descoperit un loc extraordinar aici la Yo Yogurt. Există foarte multe lucruri care mă atrag. Stau de vorbă cu domnul? Iulian Munceleanu, mă rog. Înțeleg că la dumneavoastră pot să-mi prepar singur înghețata. Exact. Adică avem o bază? Avem o bază din iaurt și lapte. Deci, practic, înghețata este naturală pe da. Bază de iaurt și lapte. După deci... care... Fiecare își o își poate pune... personaliza așa cum dorește. Exact. Înțeleg că această înghețată este foarte bună, este sănătoasă, cu mai puține grăsimi, da? mai puține calorii. Mai puține calorii, este și bogată în fermenți lactici activi, deci ajută și la digestie, poate fi consumată în orice moment al zilei. Da, dar dacă totuși o facem așa cum o faceți dumneavoastră, adică înghețata rece, peste care turnăm un topping fierbinte, ne-l alegem noi, da? Ciocolată, exact, cacao... De ciocolată, ciocolată belgiană, amăruie, în funcție de preferințele fiecărui client. Deasupra punem toate aceste ingrediente, putem să ne alegem noi de fapt ce dorim, care sunt crocante. Totuși eu am venit pentru cafea și am văzut că aveți aici o gamă foarte atractivă. Yo Mousse și Frappuccino. Și Frappuccino, ce înseamnă Frappuccino? Frappuccino este, să zicem, un derivat al frapeului. Și cappuccino. Și, da, o combinație, dar cappuccino este cald. Îl avem și, avem și produsul ăsta, avem și Frappuccino, care este rece. Îl facem cu zahăr brun, caramel... Deci cu ingrediente naturale de foarte bună calitate. Exact, exact.
Mi-a plăcut atât de mult aici la Yo Yogurt, încât am de gând să achiziționez și această cafetieră pentru două persoane. Mi se pare cadoul ideal. Și după ce ne-am îndulcit, sosește și momentul pentru rubrica noastră preferată, Tinere Talente. La fiecare ediție deschis la distracție, promovăm și micuții ce merită atenție din partea mass-mediei și este normal pentru că avem foarte mulți campioni în zona Moldovei, în toate sporturile și tocmai de aceea de la clubul Dance Energy sosesc chiar acum, în aplauzele dumneavoastră, Bogdan Duminică și partenera sa, Sara Dolniceanu. Ei sunt foarte, foarte talentați, membri ai clubului Dance Energy. Ei sunt antrenați de Andreea Manolache și Alexandru Necula. O să-i vedeți imediat într-un moment de virtuozitate. Cei doi, atenție, sunt semifinaliști la campionatul național de dans sportiv anul 2014. Iașul are multe talente. Câteva dintre ele sunt aici. Ce dansăm? Două stiluri, da? Da. Ce? Cha-cha și jive. Cha-cha și jive. Începem cu cha-cha? Da. Cha-cha! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mr. 305 checking in for the remix. Que hola, cata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. Vreau să vă spun că acești copii la toate competițiile la care participă obțin locuri senzaționale. La ce vârste, Bogdane? 9 ani, 6-9 ani, categorie. Categoria 6-9 ani, tu? 10-11, pardon. A, ai mai crescut un pic. Da, câți ani ai? 9. 9 și? 9. 9 ani și participă la o competiție superioară vârstei lor, vă dați seama, anul extraordinar, nu? Majorat împreună. Așa, și mai avem un dans, nu? Da. Cum se cheamă? Jive, vă repoziționați și dumneavoastră, bineînțeles, îi aplaudați. Bogdan și Sara, Dance Energy. Și Sara de la clubul Dance Energy, campioni ai Iașului.
la dans sportiv latino, tineri cu care ne mândrim foarte mult. Mulțumim foarte, foarte mult, dragii mei. Sunteți cu adevărat talentați. Bateți palma. Pe acolo să dați noroc cu maestru, da? Așa, iar noi mergem mai departe cu alte surprize, pentru că luna iulie îți aduce la Penta Rezidențial numeroase premii și, bineînțeles, surprize. În această lună te așteptăm la Penta Rezidențial să vizitezi ultimile apartamente din cadrul complexului și să-l alegi pe cel ce corespunde cerințelor tale. Ei bine, pentru fiecare apartament achiziționat de la Penta Rezidențial, noi îți oferim, atenție, un televizor LED HD cadou. Asta știți dumneavoastră, de casă nouă. Pentru ca tu și familia ta să vă bucurați de apartamentul pe care l-ați ales. Iar noi acum vă invităm să urmăriți un scurt film de prezentare a noii campanii Penta Rezidențial. De aranjat? Am terminat. Oh, înseamnă că o să vedem filmul în căsuța noastră nouă. Televizorul. Costel, ești cel mai bun prieten al meu, trebuie să mă ajuți. De ce stai în noul tău apartament? Foarte frumos. Îți place? Mhm. Mulțumesc. Costel, dar nu merge. O fi de la cap. Păi nu-i nimic, chemăm meseriaș. Alo? Viorel, nu ești tu cel mai bun prieten al meu? Frumos apartament. Nu, nouț. Mulțumesc. Ia de tablă. Nu merge. Te-ai stricat. Ia. Iar la Penta Rezidențial vei primi cadou de casă nouă un televizor color de ultimă generație. Să te poți bucura împreună cu cei dragi. Aici e Penta Rezidențial? Da. Ia vezi. Surpriză! Unde ai vrea să ajungi astăzi? La Roma? La Torino? La Viena? La Milano prin Bergamo? Tel Aviv cumva? Bologna, București sau poate Londra? Curse aeriene directe din Iași către toate aceste destinații. Vino la aeroportul Iași. Parcare spațioasă cu sistem automat de plată, taxi autorizat, închirieri mașini, autobuzul linia 50, agenție de bilete direct în aeroport și cafenele în toate zonele de așteptare. Zboară de la aeroportul Iași ca să ajungi unde vrei. Detalii pe aeroport.ro și Facebook Iași Airport. Ne-am întors în platou după momentele de publicitate cu ultima surpriză, dar spun eu, maestre, cireașa de pe tort. Pentru că
Așa că la final de emisiune ne-am gândit să vă facem o mare bucurie. Alături de noi astăzi sosește actorul, poetul și profesorul ieșan și bunul dumneavoastră prieten, domnul Constantin Popa! Pe partea asta, la alta. Maestru nu știa că o să se întâlnească cu domnul Popa astăzi. Arăți bine, zise maestrul, domnul Popa. Ne-am șoptit în niște vorbe, dragi. Și tu arăți bine. Aveți acolo ce? Microfon. Am un microfon. Ah, credeam că mi-a adus cadou un microfon. Nu, nu ți-am adus cadou un microfon. Costică, hai să-i jucăm. Vă rog să dați loc. Cadou. Și pe urmă aplauze pentru acest mare actor al Iașiului. Un mare actor al Iașiului. Și un mare profesor de teatru la Institutul Ieșean, mi-a fost profesor de masterat, mă mândresc cu asta, domnul Constantin Popa. Ce elevi a scos! Ce hal de elevi! Da. Chiar mă mândresc cu Vlad, mă mândresc. Îmi pare bine că te văd, Nerule. Ce bine îmi pare că... Pentru că de câte ori te văd, mă retrag în tinerețe, când eram mai tineri, mai săraci. Da. Acum... Săraci. Dar n-are legătură cu pușca și cureaua lată, nu? Nu. Avea mai mult păr atunci, acum avea mai puțin păr, avea mai multă burtă. Asta e situația, n-avem ce face. Costică, nu mi-a adus aminte. Încep să plâng. Da. Eu am venit aici... Ați fost colegi de an, la clase diferite. Da. Domnul Arșinel la domnul Ion Olteanu. La Olteanu și Irina Rechițeanu. Corect, iar dumneavoastră... La George Carabin și la Mihai Berechet. Și la maestru Mihai Berechet, într-adevăr. Da. Cum au fost acei ani din studenția dumneavoastră? Nu pot să spun decât frumoși. Că eram noi tineri, frumoși, iar studenți... Nu există, da, au fost frumoși pentru că nu exista o anumită stratificare a intelectualității, a studențimii avute sau neavute. Eram cu toții săraci, erau doar câțiva mai scăpătați așa. În rest, da. Ne mulțumeam cu o vodcă în colț la Cireșica, cu un bon sau cu un supliment la cantină. Un supliment la cantină și cu bonuri trucate puțin. Maestru era Andrei Ion. Tu știi că Andrei Ion ne făcea bonurile. Ați avut vreo intersecție? Frumoși bărbați amândoi? Dumnezeu să le... Nu, în dragoste nu. Nu v-ați îndrăgostit de aceeași fată? Nu, nu, nu. Eu eram pe felia mea. După felia. Dar pe scenă, curiozitatea mea, vorbeam și cu domnul profesor Popa și îmi spunea că v-a întâlnit în București, cu toate că dumnealui este ieșean și dumneavoastră tot moldovean. Dar v-ați întâlnit prima oară la institut? La institut, el la venea institut, de undeva. Da. El avea meserie deja, câștiga bani de câțiva ani de zile, nu? Da. Era în medicină lucrai da, tu? Da. La Sanepid. La Sanepid, adică da. Dădea amenzi. Ați jucat vreodată pe scenă împreună? Măi, dacă tu spun eu. Discipolul diavolului sigur ai jucat, că acolo am jucat. Diavolului, da. Ai văzut? Eram studenți, la anul 2 la facultate. Eram studenți și știu că discipolul juca un coleg de-a meu, un actor foarte bun de altfel. Valeriu Popescu și era răstignit. El era răstignit așa și stătea și figurația, că toți făceam figurații pe acolo, treceam și îi băga degetul în fund. Da. Și el juca publicul în sală, înțelegi? Atunci când v-am telefonat și v-am spus că l-aduc pe domnul Alexandru Arșiner la Iași, v-ați bucurat foarte mult și mi-ați spus că un mare actor de dramă, astea au fost cuvintele dumneavoastră, actor al teatrului de revistă. Asta ce-am făcut la Casandra, că dacă mă vedea în Ploșnița la Național prin 90... Da, te-am văzut. Bun am fost. Sigur că da, nu? Bun. I-am halit pe aia de acolo, actor, de la Național. Actor de proză, de piese, de teatru. Că din coace te-ai... V-am făcut de râsul lumii. Cele mai frumoase momente de care noi tinerii din noua generație, să spunem, avem parte, aceste povești depănate cu atât drag de maestrii care noi am crescut. Ce am reușit și îmi pare bine că am reușit de-a lungul anilor, în ultimii, nu știu, 20-25 de ani, am reușit ca din 4 în 4 ani sau din cât în cât? Din 4 în 4, da. Sau din 5 în 5, nici nu mai știu. Nici nu are importanță. Dar reușim să ne întâlnim.
cei care am mai rămas. Da, Neule dragă, eu vreau să-ți spun că înainte de a veni aici am trecut pe la o piață. Așa? De unde am cumpărat pentru tine, ca să spun drept, niște cuvinte. Am luat de pe piața cuvintelor mai multe cuvinte, le-am amestecat, le-am aranjat și toate astea au dat niște cărți. Costic, îți mulțumesc din suflet. Da. Lucrul de altfel care îl face adesea domnul profesor Constantin Popa, merge la piața cuvintelor. Vreau acolo să-ți spun că am scos anul ăsta mai multe cărți. Asta e o carte de antologie de teatru a pieselor mele. Priviți, și mai... se găsește în librării. Este autorul dumneavoastră, al câți nostru, de teatru, Ariașului. Domn profesor? Păi peste 50. Peste 50, peste de 50 ani. Și de profesorat? Peste 25, 25. 25 de ani. Și două volume de versuri, antologie de versuri, se cheamă Donatorul de umbră, în două volume, și o să-mi facă plăcere... Permiteți, ca să arăt și la, să arăt și la cameră. O să-mi facă plăcere să ți le dau. Seru mâna, îți mulțumesc din suflet. Și dacă o să ai timp... O să le citesc, Costică. Să citești. Mulțumesc frumos. Las. Constantin Popa, actor, profesor și scriitor, cu care Iașul se mândrește și se va mândri veșnic. De aceea i-am adus alături de noi pe acești oameni excepționali. De ce nu? Să depănăm amintiri, doamnelor și domnilor. Vă rog să-i aplaudați. Am vrut doar să-i stârnim. Vă dați seama că aceste discuții vor continua după emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de colecție, deschis la distracție. Le mulțumim foarte mult maestrilor. Constantin Popa, Iașul se mândrește cu dumneavoastră, și domnului Alexandru Arșinel. Ei bine, nu am fi putut să realizăm această emisiune fără sprijinul partenerilor noștri principali. Mulțumim foarte mult Palace Mall, Aeroportul Iași, Penta Rezidențial, Susanu Clinic, Ispal și Eurotaxi. Say one, two, one, two, three, say. A sosit momentul de joc, zâmbet, cânci, armonie. Avem invitați de top, va fi mare veselie. Desfiți la distracție, shopping-uri la distracție. Te vezi la televizor, chiar aici în Palace Mall. Emisiune sponsorizată de Palace Mall.